E mare lucru să ai curaj să divorțezi în industria asta. Foarte multe femei cred că nu mai există viață după divorț. Puțini sunt oamenii care acceptă că ești bine fără ei. Unde plângeai? În baie, între vasul de toaletă și perete. Ce s-a întâmplat? Ce a lipsit acolo? Conexiunea. Ne împăcăm vreodată cu pierderea părinților? Nu. E frumos că suntem muritori. Și Doru este unul dintre cei mai mari profesori. Ce faci când îți e cel mai dor de ea? Vorbesc cu ea. Îi mulțumesc. Intru în recunoștință. Nu mi-a zis nimeni cât de rău poate fi și... Pentru că undeva în lumea asta a existat o femeie care și-a crescut singură doi copii și a făcut-o foarte bine. Dacă sunteți în relații nepotrivite, indiferent câți copii aveți, dacă sunteți nefericiți, nu trăiți în nefericire, pentru că e păcat. Am clipit de 20 de ori și au trecut 20 de ani. Dilema cu Emma de la Zoo, un podcast Zooniverse. Dacă am ochii puțin plânși în seara asta, iar machiajul mi este ușor deranjat, să știți că este de la invitata mea. Tocmai ce am avut parte de cea mai profundă lecție de viață. De la fetița din Corcoduș, care visa să cânte, la femeia care astăzi este, așa cum se numește ea, făuritoare de visuri. Pe toate le-a făcut, cu fruntea sus și cu un zâmbet care de multe ori nu simțea să-l aibă. Conversația pe care am avut-o cu ea, cu Laura, este fix ce trebuie să audă sufletul nostru măcar din când în când. Tot ce ni se întâmplă în viața asta este pentru a ajunge la ce iubim cu adevărat. Vă las cu Laura. Suntem Ema de la Zoo. Începe Dilema. Aveți grijă de voi. Bine ai venit la Dilema, Laura, sau Laura, cum începusem să spun înainte să se pornească camerele. Mă bucur tare mult să te am. Bine te-am găsit, Ema. E foarte tare momentul ăsta. Nu? Pentru cine nu știe, eu cu Ema ne cunoaștem de când eram copii. Eram niște copilițe care visam amândouă să fim artiste și mi se pare tare că suntem în contextul ăsta după atâția ani în care am crescut amândouă. Da. Și să știi că astăzi m-am trezit, bineînțeles, cu gândul la tine, știam că o să ne vedem. Și am avut parte de... M-am teleportat un pic în timp. Unde? Fii atentă unde. Și vă povestesc și vouă, iar dacă sunt mai emoționată decât de obicei, este din cauza acestui context pe care l-ai povestit și tu. Două fete din Galați, devenite femei acum, care vin la o masă să-și spună povestea. Mă întorc la unde m-am teleportat. Era faleza noastră celebră din Galați, era vară și era vasul Libertatea, un restaurant. Oh, Doamne! Un restaurant în formă de vapor, desigur. Iar acolo, seară de seară, era o superbă tipesă, blondă, felină. Și ne uitam noi, toți ceilalți care nu văzusem încă microfonul, ne uitam la tine. Iar cântă Petreasca în seara asta. Iar cântă Petreasca. Ai auzit-o cum cântă? Forța aia pe care tu încă o ai în voce. Păi, dar parcă de atunci prevestea ceva despre tine. Nu știu de ce. Uite acum când povestesc. Da, cred că a fost vorba despre o călătorie pe care mereu am știut că o să o fac, știi? Mi-am proiectat-o când eram mică. Aveam vreo 14 ani, îmi amintesc perfect ziua aia, făceam plajă pe Cotețul Porcului la țară. Aveam un corcoduș care își revărsa fructele peste acel acoperiș și țin minte că aveam un slip roșu, atât, și m-am urcat acolo ca să fiu sigură că nu mă vede nimeni. Așa. Și stăteam cu fața în sus, cu genunchii ridicați. Și mă uitam la cer, mâncam corcodușe direct din copac și mă vedeam cum sunt pe scenă, blondă, îmbrăcată, strălucitor, tocuri
înalte, țin minte perfect atitudinea pe care o aveam. Știam că sunt eu. Și zâmbeam și atunci mi-am, cum să zic, adjudecat călătoria până în acel punct. Adică am știut că e mai mult o viziune. E o profeție. E ceva din viitor care mi-a fost dat să văd. Și am fost atât de liniștită și atât de matură în gândire în momentul ăla. Bine, a trecut repede stările astea. Dar și mi-am promis că o să țin minte mereu momentul ăla. Și așa am făcut. Și de foarte multe ori, să știți că mă întorc la fetița aia care face plajă și mănâncă corcodușe direct din copac. Și ce îi spui când te întorci acolo? Îi mulțumesc. Pentru că ea a construit tot. De acolo s-a construit tot. Eu sunt acum femeia de care mie îmi place, pentru că ea a avut acea viziune și a urmat-o. Eu nu mă întorc niciodată la copilul care eram să îl consolez cu ceva. Eu mă întorc tot timpul să-i mulțumesc. Ce frumos că faci asta, adică, și cât de important. Da, nu știu, cred că e invers. Mulți oameni spun, ce îi spune copilului? Și am fost și o întrebată și îți vine câteodată tu ca adult să-i sufli celui mic ceva care erai și să-i sufli, să-i spui ceva, să sară câteva etape, știi? Dar eu i-aș spune doar atât. E foarte bine ce faci. E foarte bine, să nu-ți fie frică. Nici de piedici, nici de insuccese, nici de oamenii care te vor răni. Să nu-ți fie frică de nimic. Mergi acolo, mergi. Ia-le pe toate, învață-le, simte-le. Asta înseamnă viața până la urmă. Și mai nou, de câte ori mă întorc la copila aia, îi mulțumesc. Pentru că dacă e cineva să mă salveze în viața asta cu adevărat, este acea copilă care a visat, care a proiectat, și bineînțeles că a simțit că va fi și greu. Mm-hmm. Nu a văzut cu adevărat momentele, dar a simțit că va fi și greu și a asumat și greu, că e normal. Cine își dorește o viață în care să stai și să-ți pice doar corcodușele, știi? Exact, și să vină totul așa. Să vină totul la nas așa, adică ar fi și păcat să nu ai o experiență completă. N-ar fi, nu. Și n-ar fi recunoștință. Dar e ceva ce ai fi vrut să auzi? Ai avut o voce de care să te agăți, care să-ți spună ce mi-ai spus tu mie adineori, care să-i spună fetiței, da, Laura, da, Laura, poți, tu vei fi Laura, iată. Cred că au fost niște voci. Una dintre ele a fost a profesorului meu de muzică, Dumnezeu să-l ierte, domnul profesor Cristian Arginteanu, care m-a descoperit în clasa 1, în prima zi de școală, a venit la doamna învățătoare, Pavel Alma, n-am să uit nici pe ea niciodată, și a vrut să facă un test rapid de ureche muzicală așa tuturor elevilor din clasă. Și eu cred că eram prin prima sau a doua bancă, un buchet de trandafiri pe care urma să-l dau doamnei învățătoare, și a venit domn profesor și îl vedeam că a luat-o de la perete, deci cum erau, și a luat-o de la băncile de la perete și eu eram la geam. Și până la mine îți dai seama, deci a luat perete, prima bancă, ultima bancă, după care s-a întors, prima bancă, ultima bancă, după care a luat-o de la geam, de la ultima bancă spre prima bancă. Și eu simțeam cum îmi crește tensiunea. Am început să tremur, știam că ajunge la mine, mamă, și când a ajuns la mine și zbătea în bancă. Și după aia îți făcea și cu vocea și trebuia să reproduci, am făcut chestia asta, mi-a auzit timbru, s-a oprit, a rămas așa, am mai verificat încă un copil sau doi, s-a dus la doamna învățătoare și a zis, da, pe ea, acum o vreau să vină la mine. Avea o altă clasă undeva la etaj și mi-a spus despre ce-i vorba, mi-a spus că formează corul școlii, că o să fie mai mult copii de gimnaziu, 5-8, și că mă vrea foarte tare pe mine acolo, să fiu solist. Dar pentru asta trebuie să trec mai multe teste, nu doar acel test rapid. Și am intrat pe mâinile domnului profesor, am fost solistă a corului școlii, școala numărul 7 din Galați.
Și de acolo s-au întâmplat foarte multe lucruri. Țin minte că domn profesor a vrut chiar să se însoare cu mama la un moment dat pentru mine, să-mi fie aproape, să mă ghideze de aproape. Serios? Da, era foarte, foarte haios. Avea un simț al umorului fantastic. Am avut o grămadă de tabere de muzică. Era și foarte dur. Și mi-am dat seama că a fost una dintre figurile alea masculine din viața mea, pentru că eu am crescut fără tată. A murit când aveam 4 ani, mama nu și-a mai refăcut viața. Mm-hmm. I-a fost mereu foarte frică să nu dea peste cineva care să nu fie, nu știu, ok cu mine și cu frate meu, dar mai ales cu mine că eram fată. Exact, da. Și au fost niște bărbați, cum a fost bunicul meu, tatălui meu și domn profesor de muzică, care au fost figuri importante, paterne, în viața mea. Mm-hmm. Și acum sunt o femeie care sunt foarte glumeață când e cazul, dar sunt și foarte dură. Și am stat să caut trăsătura asta în oamenii din jurul meu cu care am crescut, care au fost aproape de mine. Și cel mai bun exemplu a fost domn profesor de muzică. De la el zici că ai luat partea asta. Cred că da. Dură, poate energia asta masculină sau drive-ul ăsta, ambiția. Da. Nu prea cred în energii masculine și feminine, adică nu cred că asta e ceva ce ar trebui să ne separe, adică puterea nu e neapărat o chestie masculină, dar niște trăsături de caracter care clar mi-au fost influențate de domnul profesor de muzică și el a crezut mai mult în mine decât am crezut eu, de câte ori mă abăteam de la drum foarte ferm, a reușit să mă întoarcă spre muzică, pentru că venise adolescența, primi flutura și stomac, primele iubiri, inimi frânte, primele lacrimi, tot ce trebuie. Întrebările alea esențiale. Da, și atunci un profesor de muzică a avut grijă să mă sune și să o sune pe mama și o certa și pe mama că nu e suficient de fermă cu mine. Și era deja parte din familie acolo. Da, mama nevrând să fac muzică. Deci nu și-a dorit? Nu și-a dorit. Era foarte frică. Era foarte frică să nu fiu dezamăgită, nu exista o industrie spre ce mă îndreptam exact. Și era și foarte greu, Laura, adică gândește-te, vorbim de cel puțin 16 ani în urmă, da? 20. Exact. Lejer 20. Noi în Galați stăteam pe marginea... 20, mai mult de 20, iubita. Câți ani am, Doamne, mai ca Domnului? Păi eu făceam lucrurile astea, deci aveam 7 ani. Da, nu, eu mă gândeam de când ai început să cânti și deja aveai seriile tale acolo la restaurantul despre care aveam vorbesc. Aveam deja 18 ani. Exact, deci sunt, da, vorba da, ta, sunt ani mulți. Și era foarte, ne duceam acasă la părinți și le povesteam despre visurile noastre mărețe pe care le avem nu aici, ci la capitală și era... Doamne, mai ca Domnului. Da. Păi și băieții de la restaurant, de la Libertatea, cu care eu cântam, da? Îmi spuneam, unde te-și la București? Stai, fată, liniștită, tu crezi că acolo umblu câinii cu covrigi în coadă? Ce lipsește aici? O să te întorci coada între picioare, nu o să te mai primim. Deci numai... Vai, mamă, ce-a fost! Și după ce am scos... m-am lansat cu Wasabi. M-am dus să-mi beau o cafea acolo într-o zi. Ai deja... A fost un pic arogantă, recunosc. Dar n-aveai cum să nu fii de tot. Dar nu arogantă din aia, nu știu cum să nu vă imaginați că m-am dus. Nu, dar m-am dus un pic să vadă, ca să nu mai facă asta niciodată, să nu mai spună niciodată nimănui că știu ei mai bine ce traseu și ce destin are fiecare. Și cât poți tu. Dar nimeni nu poate să știe lucrurile astea. Există două tipuri de oameni, ca să reduc așa, să fiu cât se poate simplă în logică. Există două tipologii de oameni de care eu m-am lovit în viața asta. Oamenii care au ajutat în construcția altor oameni și oamenii care au avut resurse și timp și s-au dedicat să distrugă. Ai avut parte de astfel de oameni care... Majoritatea sunt așa. Și nu fac asta pentru că sunt neapărat ființe rele. Atenție! Fac asta din propriile lor frici. Aici sunt mai multe. Aici se deschide iarăși o hartă a fricilor. Există oameni care au frica de succes și care te sfătuiesc pe tine exact cum se sfătuiesc pe ei înșiși
și spun ție piedici pentru că ei își fac asta lor și atunci n-au cum să vadă vreodată altfel lucrurile. În categoria asta era și mama. Există oameni care vor să te distrugă pentru că au impresia că nu e loc decât pentru ei și atunci nu vor să ai vreo șansă, dar ăia sunt oamenii care te motivează foarte mult, mm-hmm. pentru că dacă deranjezi o persoană care este importantă în domeniul unde tu îți dorești să intri, e clar că tu faci ceva bine. E o super validare. Deci sunt foarte importanți și oamenii ăștia. Și mai sunt oamenii care sunt câinii altor oameni. Înțelegi? Adică sunt, nu știu, asasinii plătiți ai altora. Și iarăși tot o formă de validare e și asta. Păi da, nu știi cum se spune, arată-mi cine nu te place ca să știu cât valorezi. Exact. Mai degrabă cine îți spune că... Exact, exact. Și mai este o categorie foarte interesantă de oameni care par constructori de alături de tine și de fapt sunt pe modul spion. Sunt oameni care pur și simplu adună cât mai multe informații și cât mai multe slăbiciuni ca să știe exact ce să spună mai departe sau ce să, cum să te blocheze pe tine în viitor. Dar în toată marea asta de oameni, că sunt mulți care sunt așa, există făuritorii de visuri. Există acei oameni care sunt the top of the food chain, care sunt cei mai și cei mai puternici dintre toți, oamenii care te ridică. Nu există putere mai mare pe pământ, tărie mai mare de caracter, nu există oameni mai frumoși din toate punctele de vedere și care îți merită timpul decât oamenii ăștia. Nu există mai sus ca experiență umană decât să te întâlnești cu un astfel de om. Și dacă e să-mi doresc cu adevărat să fiu ceva în viață, îmi doresc să fiu un astfel de om. Asta îmi doresc cel mai mult și până n-am ajuns în punctul în care să-mi dau seama, bă, cine vreau să fiu eu când o să fiu mare? Bă, cine vreau eu să fiu? Ok, cânt, ador muzica, ok, pot să fac niște lucruri, dar cine vreau eu să fiu? Nu ce sunt, știi? Mm-hmm. Cine sunt eu cu adevărat? Cu adevărat. Misiunea. Care e misiunea? Mm. Că misiunea mea, sincer, nu este să mă urc în mașină, îmbrăcată frumos, să cobor din mașină, să urc pe scenă, să fac poze cu fanii, să râd cu lumea, să mă urc în mașină, să plec acasă și să fac asta în continuu. Adică este parte dintr-o misiune mai mare. Dar care e misiunea? Și atunci am zis, asta este. Și am făcut asta pentru că m-am întâlnit în viața mea cu acel făuritor de vise la care am doar am visat că poate exista, doar, adică cu genul ăla atât de puternic nu m-am întâlnit niciodată până acum. Cine e favoritorul tău de vise? Este o femeie și nu vrea să-i spun numele, este foarte modestă. Nu are treabă cu lumea asta și atunci nu are dorința să se știe prea multe despre ea, doar că este un exemplu de femeie atât de puternic în viața mea, care m-a uimit și căreia am spus că acum mi-am dat seama cine vreau să fiu când o să fiu mare. Povestește-mi cum ai cunoscut-o. La un concert. A organizat ea un concert în străinătate. Acum cât timp se întâmplă? În 2018. Și la acel concert a fost instalat pentru comunitatea de români de acolo, a fost instalat un cort din ăsta, cum se instalează lângă scenă, doar că diferența a fost următoarea. Era servit vin la pahar de cristal. Ceea ce e rar. Stați, niciodată. Încă rar. Da. Ok? Exact, da, niciodată. Exact. Despre ce vorbim? Niciodată. Exact. Cea mai bună carne de vită din lume. Deci era o combinație între calitatea produselor și serviciilor combinată cu un decor care să te facă să te simți în largul tău.
Adică să nu te... Adică nu-ți imagina că erau toate apretate și nu. Și combinația asta m-a uimit. Eu imediat am simțit că ceva e diferit. Și m-am dus la o fată pe acolo pe care v-am văzut eu că merge și are grijă ca toată lumea să aibă tot ce trebuie. Așa. Și am întrebat-o, nu te supăra. Aș vrea și eu să știu cine a organizat acest eveniment. Ai simțit să persoana, întreg. Da. Persoana care a făcut asta. Și mi-a spus, uite acolo, în colț. Eu n-am spus niciodată momentul când am cunoscut-o. Pentru că a fost sentimentul ăla incredibil în care te întâlnești cu cineva care îți va schimba destinul. Ai simțit asta? Da. Și a fost reciproc. Deci toată chestia aia, tot ce am trăit, tot ce s-a întâmplat, tot ce... Când am ajuns în punctul ăla, eu am simțit că îmi cunosc un membru pierdut al familiei mele, nu știu, o chestie foarte ciudată. De atunci, eu cu Monica, că așa o cheamă, am legat o prietenie fantastică și a fost omul care atunci când eu am avut nevoie de cel mai bun sfat, greu de dat de alte prietene care și ele mă iubesc foarte mult, dar experiența ei de viață și în business și pe mai multe planuri m-a ajutat foarte mult să evoluez. De aia zic făuritor de vis, de visuri. Pentru că eu când vorbeam cu ea, lucruri care păreau imposibile, deodată nu mai erau imposibile. Dar ce-ți spune atât de special? Sau cum traduce asta? Rețeta. Rețeta prin care tu poți să ajungi acolo unde-ți dorești. Și cum îți explici că ea știe? Pentru că ea a făcut-o. Înțelegi? Și o formulă de succes pentru o fată, pentru o femeie care se ridică și face business și ajunge să fie atât de puternică în lumea business-ului, e clar că respectând niște chestii morale, respectând niște valori, n-aveam unde să o găsesc decât la o femeie ca ea, care a vrut să-mi spună și a vrut să mă creeze și să mă formeze și să... Că trebuie să vrei să faci asta. Că altfel, eu am mai cunoscut oameni, dar... Deci zici că ea a venit așa de undeva special în viața ta să te... Nu, așa am simțit și așa simt, pur și simplu. Este un om unde eu, când am simțit că sunt pierdută, am avut încredere că ea îmi va spune pașii și îmi va arăta calea pe care eu trebuie să o urmez să ajung acolo. Și niciodată nu s-a înșelat. De fiecare dată, așa a fost. E foarte rar să auzi o femeie care vorbește cu atât de multă admirație despre o altă femeie. Da. Știu și să știți că noi putem face asta, doar că dacă ne-am deschide un pic mai mult, dacă am fi un pic mai... A ce crezi că ne oprește? De ce ne este atât de greu să ne susținem mai mult între noi și să vorbim cu admirație una despre alta? Multe femei sunt în drum spre ceva și au impresia că pe drumul ăla lor există doar un mijloc de transport cu un singur loc. Cineva inoculează asta în capul femeilor. Mai este și... resursa masculină, care e mai mică decât cea feminină, și acolo cred că și de acolo vin niște ciudățenii, să le spun, în mentalitatea femeilor. Dar ce pot femeile face și ce pot construi și cum, când se aliază, cum se întâmplă lucrurile și cât de multe lucruri frumoase pot face împreună, e păcat să nu ne mai luăm în brațe așa din când în când. Chiar dacă, să spunem că ar exista acel mijloc de transport cu un singur loc.
ia pe cineva în brațe. Măcar una. Măcar o persoană. Ia-o în brațe și mergi mai departe. Este incredibil ce se poate întâmpla. Eu sunt foarte recunoscătoare pentru femeile minunate din viața mea. Pentru prietenele pe care le am, pentru discuțiile pe care le avem, pentru cum îmi gestionează greșelile pe care le mai fac. Cât de des greșești? Din ce în ce mai rar. Pentru că deși pentru unele persoane pot părea genul care, nu știu, vreau să am dreptate tot timpul, hai să nu împachetăm chestia asta în ceva negativ. Pentru că eu m-am acordat la chestia asta. Eu aș vrea să am dreptate tot timpul. Asta înseamnă că aș vrea înainte să deschid gura să știu ceea ce spun. Aș vrea înainte să fac o chestie, să nu o fac impulsiv, aș vrea să o fac gândită bine, ca să fie bine pentru cât mai multă lume, dacă nu chiar pentru toată lumea. Aș vrea, asta înseamnă, îmi doresc să nu pierd timpul. Asta e definiția ta la vreau să am mereu dreptate. Da, adică vreau să mă acordez la dreptate, vreau să fiu în zona aia, în energia aia. Asta nu înseamnă că nu mi-accept greșelile, că nu știu să spun îmi pare rău, dar în același timp, când am greșit, în loc să mă lamentez prea tare, găsesc soluție să îndrept chestia aia. Asta înseamnă pentru mine, nu spun orice porcărie, fără nicio logică, fără niciun argument, dar eu vreau să am dreptate pentru că așa vreau eu. Uh-huh. Poate cu atitudinea asta mă duc la iubitul meu și el poate să o înțeleagă. Dar niciodată femeile cu care eu fac lucruri, vorbesc, construiesc prietenie, construiesc business-uri, nu există atitudinea asta sfidătoare sau da, pot să fac figuri în fața iubitului pentru că el mă mângâie pe cap și mă pupă pe frunte și mi-a trecut, știi, mă simt ca un pisic răzgâiat. Asta e altceva. Nu ne băgăm acolo. Între patru pereți în care se poate. Da. Pentru că fiecare femeie trebuie să fie ca o pisicuță și crezi în asta, nu? Da. Mamă, și eu și mă bucur tare mult că o spui, pentru că aud atât de mult în jurul meu, trebuie să fii puternică, trebuie să te ții, trebuie să te faci. Stai puțin, pisica e foarte puternică. Este normal, hai să nu vorbim despre când își întinde ea pernuțele. Dar mi se pare că cea mai mare putere este blândețea. Da. Și modul delicat în care știi să gestionezi. Da. Dar nu doar blânde. Nu vă mai fie frică de nervii pe care aveți, ok? Noi suntem altfel. Noi suntem după fazele lunii. Noi suntem altfel de ființe, altfel create. Bărbatul trebuie să aibă înțelepciunea lui Hristos, dacă tot avem un exemplu. Pentru mine, ăla este cel mai important exemplu, da? Odată ce a venit, avem un astfel de exemplu, tu ca bărbat, da? Înțelepciunea aia. Dar ce înseamnă mai exact pentru tine înțelepciunea lui Hristos într-un bărbat? Multe. Înseamnă că ești calm. Înseamnă că nu ești impulsiv. Înseamnă că îți controlezi instinctele și știi când să le folosești și cum. Ții minte că am văzut odată într-un film, cred că chiar în ăsta, că sigur acum o să înceapă iar să-l difuzeze Iisus din Nazaret, da? Și ții minte când a luat Hristos parul ăla și a dat cu parul peste toți ăștia din fața templului care făceau negoț acolo? A fost o chestie din asta. Nu știu foarte bine, nu vreau să intru în polemicele religioase, ferească Dumnezeu, dar s-a enervat și el. Înțelegi? Da. Adică dar contează cum faci lucrurile, adică trebuie să fii un pic, eu trebuie să mă uit la tine ca la o persoană pe care o respect. Chiar trebuie să respect asta. Eu nu vreau niciodată și n-am vrut în viața mea să mă uit de sus în jos la bărbat. Și nu o spun cu aroganță, adică nu că vai, bărbatul e ceva mic și eu mă cred mai șmecheră decât bărbat și mă uit așa la el că cine sunt eu. Nu în sensul ăsta, nu. Dar sunt bărbați care tind să fie leneși în ceea ce au ei de oferit.
care nu își... Cred că e suficient potențialul, da. Să fie cu tine și atâta, mm-hmm. să fie în aceeași casă cu tine, nu-și folosesc potențialul, nu fac absolut nimic. Și sunt foarte mulți în ziua de azi. E și greu pentru un bărbat în ziua de azi. E foarte greu. Sunt mulți bărbați în depresie. Bărbații nu vorbesc despre chestiile astea. Nu-și arată sentimentele, nu-și arată... Mi-mi place un bărbat cu care să pot comunica. Îmi place un bărbat care se deschide, care este interesat și de ce simți tu, care nu te bate bărbătește pe omul și spune hai mă că o să fie bine, știi că o să fie bine. Nu suport lipsa de conexiune emoțională, nu suport bărbații care spun că asta este o slăbiciune, să te deschizi în fața unei femei, să te vadă plângând o femeie, să... Nu, femeile nu-și pierd respectul dacă ești om. Femeile își pierd respectul dacă ești un îngălat care o pui doar pe mama ta pe primul loc. Că femeia de lângă tine e aia care te iubește pe tine cu adevărat, în sensul că cum ești tu cu adevărat. Mama te va iubi oricum că e mama ta. Dar omul care te iubește pe tine cu adevărat este omul ăla de lângă tine. Ăla care trăiește cu tine tot timpul. Cu care construiești viața toată. Dar să cuvântul mamei e mai important tot timpul decât ce vă construiți voi în casă acolo și regulamentul vostru de ordine interioară, știi? Mm-hmm. Adică sunt niște lucruri care... Pentru mine familia trebuie să intervină în momentul în care, nu știu, vor să vă ajute să descurcați, să descâlciți o situație și nu reușiți voi doi și cereți ajutorul oamenilor care vă iubesc pe amândoi. Ți s-a întâmplat să fii pe locul 2 pentru că el era prea atașat de mamă, da, în relațiile tale? Da, dar nu că eram pe locul 2, nu există locul 2. Totul trebuie să fie pe primul loc, doar că atunci când tu ai o relație cu o persoană, suntem în aceeași ligă cu familia, cu prima linie de prieteni, e aceeași ligă. Și atunci intervin niște ierarhii care sunt date de priorități. Mă, când eu sunt acum cu tine și noi avem de rezolvat o chestie și nu știu ce, te duci că, nu știu, mami, vreau să mă dau cu un unguent pe spate, că mami îl are pe tati. Sau, am dat un exemplu, nu mi s-a întâmplat asta. Dar dau un exemplu, ceva minor. Eu am nevoie de tine aici și tu fugi de responsabilitatea aia pentru că spui că e normal că atunci când mă sună mama e mai important. Mm-hmm. Înțeleg ce vrei să spui, da. Încerc să... Încă sunt în faza aia în care încerc atât de tare să-mi găsesc cuvintele, gândesc cu o rapiditate foarte mare și de-aia încerc să nu vorbesc la fel de repede și să le triez un pic, să le filtrez un pic ca să iasă informația așa cum îmi doresc eu să fie, să fie primită, pentru că după aia m-am mai uitat la podcast-ul cum nici eram, aoleu, uite ce am zis aici, nu puteam să fiu un pic mai clară, un pic mai... Da, e clară că ești tot timpul, știi, dar asta cu rapiditatea vorbirii, cred că este o chestie pe care o avem din născare de acolo, de la noi, nu știu de ce, că și eu am impresia asta câteodată, că avem un debit verbal foarte mare, foarte mare, da. Foarte mare. Dar cred că ne facem înțelese. Sper. Sunt convinsă și mă bucur tare mult că spui lucrurilor pe nume, pentru că e foarte important să ai o femeie în toată firea care știe că a ajuns femeie și știe ce vrea. Și mie mi se pare că tu ai ajuns în punctul vieții tale în care te simți cel mai acasă, cel mai tu, cel mai Laura, cea mai Laura. Cea mai eu în corpul meu și în... Da. Dar ce s-a schimbat? Știi exact perioada sau de clicul sau? Exact momentul. Exact când am împlinit 40. Punctul în care eu am împlinit 40 și eram foarte virusată momentul ăla. Țin minte că mi-am adunat prietenii într-o cabană din asta mare, o proprietate din asta, o pensiune, să-i spun că nu era cabană, era o pensiune, la munte, aveam 3 concerte. Așa. Și am stabilit să ne întâlnim într-un loc în care să petrecem schimbarea prefixului, să o sărbătorim schimbarea prefixului, într-un loc care să fie la distanță egală față de localitățile unde am concerte. Și urma toată gașca asta, deci aveam concert cu o zi înainte de ziua mea și apoi următoarele 2 zile.
Și am zis, mamă, fac ziua mea 3 zile. Și mergem și facem și gașcă din aia la concerte. Care erau șansele să ocaziile să-mi adun toți prietenii la un loc, într-un loc superb. Și să mergem cu toții, să se și cunoască între ei, că mulți nu se știau între ei, da? Da. Și să mergem după aia cu toții să mă vadă în concert. Că, mă, dar când te văd și eu? Sunt oameni care, cu toate că suntem prieteni, n-au apucat să mă vadă într-un concert pe scenă mare, de exemplu. Și am zis, gata, așa facem. Ce vorbești? Am luat virusul vieții. Așa. Așa. Am stat cu mască, deci aveam și o laringită din asta îngrozitoare. Nu am putut să scot un sunet, eram și în pauză vocală. A trebuit să anulez toate concertele și am și stat mai izolată în cameră. Mă uitam la ei de pe terasă, cum se distrează. Și mai venea și o prietenă, doamnă doctor, care venea și îmi făcea și injecții. Adică de 6 ore aveam acolo tot ce trebuie, știi? Dar a fost foarte drăguț să-mi văd prietenii la un loc. Și în momentul ăla ți-ai zis, bun. Dar eu am avut un moment de liniște, exact ziua aia, când am plinit 40 de ani. Un moment de liniște și de la starea aia, tot, nu știu, am intrat într-o zonă foarte interesantă. Că eu am primit cadou, eu acum am dat seama, am primit cadou de ziua mea, această izolare. Mm. Și am avut timp să stau un pic cu mine, să-mi dau seama cine sunt în punctul ăsta și cine vreau să fiu când o să fiu mare. Că eu mereu îmi pun întrebarea asta, de câte ori împlinesc... Când trec anii, eu îmi pun, ok, cine sunt, ce-am făcut, mi-a plăcut, ce mi-a plăcut, ce nu mi-a plăcut la mine. La mine, cine vreau să fiu când o să fiu mare. Tot timpul îmi pun întrebarea asta. Dar la 40 a fost un pic altfel. La 40 deja am simțit că stai un pic, că eu încep să fiu mare. Simt că s-a întâmplat ceva. Cum la 9 luni, nu știu, se naște copilul, există niște momente, niște puncte. Mie mi s-a întâmplat ceva la 40. Și m-am așezat în feminitate, m-am așezat în ce cred eu că este feminitate. Pentru că feminitate nu este numai... Nu asta înseamnă feminitate. Înseamnă acceptare, înseamnă asumare, înseamnă o liniște în tot haosul ăsta. Tu cumva știi unde să te găsești tot timpul, mult mai repede. Știi unde să te găsești? Pe bune, chiar așa te simți. E haos, tot haos e, tot zgomot e. Dar tu știi exact să... apeși butoanele alea de liniște. Asta. E mult mai rapidă treaba. Adică e mult mai rapid să te întorci la tine. Exact. Exact. Și că toată lumea vorbește despre treaba asta, cât de greu e, da, să te întâlnești tu cu tine și să-ți dai seama cine ești. E. Mie mi s-a întâmplat la 40. Ce ai descoperit despre tine atunci? Că sunt mai curajoasă decât credeam. Mi-am făcut repede o retrospectivă a evenimentelor din viața mea și o introspecție care, Doamne, cât a contat. Am descoperit că eu sunt femeia pe care fetița aia mică care făcea plajă pe cotețul porcului și mânca corcodușe direct din copac, a construit-o ca să aibă grijă mai departe de oamenii ăștia care își doresc să facă lucruri, au tot potențialul din lume și au toată capacitatea, mai puțin încrederea în sine, poate n-au întâlnit oamenii potriviți, sunt în punctul vieții în care întâlnesc numai oameni care îi descurajează, care au grijă să le spună doar ce nu se poate, fără să le dea soluții de ieșire din anumite situații. Și atunci mi-am dat seama că eu sunt femeia care merg de mână cu fetița asta și am grijă de ea. Și am zis, ok. Deci pot să fac orice îmi doresc, pot. Eu sunt omul care are grijă de mine în primul rând. Și când mi-am asumat asta, foarte interesant ce s-a întâmplat. Nu doar la mine, la oamenii din jur. S-au separat incredibil de repede. S-a curățat puțin... Tot,
dar merită. Fără să fac absolut nimic, s-a făcut curat în jurul meu. Eu, crede-mă, deci am avut o situație chiar la începutul anului ăsta, în care refuzam schimbarea, dar am refuzat, deci nu voiam să o accept și mă durea atât de tare. Nu înțelegeam că este cel mai bun lucru care mi s-a întâmplat. Pentru că eu voiam tot acolo. Creierul are o chestie foarte ciudată. El vrea ca tu să rămâi în zona aia pe care el o cunoaște, unde el știe că te poate proteja. Îmbrățișarea teritoriului ăstuia necunoscut este foarte important. Cea mai mare frică asta e. Dar despre asta e vorba. Noi luăm tot timpul surprizele ca fiind dacă se întâmplă ceva rău. Da, ok, se întâmplă ceva rău. Mai bine stau aici, chiar dacă e rău, dar e un rău pe care îl cunosc. Chiar dacă nu evoluez, dar măcar în zona asta eu cunosc aici. Lasă că aici ați vine, sunt ok. Dar cărei schimbări te-ai opus? Ce s-a întâmplat? În primul rând cu compania mea. A fost o schimbare majoră. A trebuit să preiau frâiele complet. A fost înspăimântător. Pentru că nu am crezut că sunt capabilă. Punct. Deci nu am crezut că sunt capabilă. Eu credeam că eu știu să fac doar ce știu să fac și nu știam că aș putea să învăț lucruri noi sau aș putea să... Logica pe care eu o am și după care am funcționat toată viața mea și care m-a adus să fiu aici, acum, da? N-am știut că poate avea aplicabilitate în business pentru că au avut grijă oameni din jurul meu de business să mă facă să cred că habar nu am nimic. Ai avut parte de ceva lecții în viața ta? Da. Și atunci am zis, ok, eu nu știu nimic. Am căzut în capcana aia. Nu sunt mândră de mine deloc, nu sunt, dar am căzut în capcana aia și am zis, o să gata, s-a terminat totul, am încercat degeaba, n-am fost ancorată la realitate, am depins prea mult de cineva care dacă pleacă eu gata, sunt terminată, pentru că partea asta eu nu o știu, am fost ținută în întuneric, nu o să reușesc, gata, am căzut din picioare. Și am sunat făurătoarea de visuri. Nu ți-a fost frică să ceri ajutor? Nu, instant am făcut asta. Și am trecut de la agonie la extaz, înapoi la agonie și înapoi la extaz, cu o viteză atât de mare, încât la un dat erau concomitent. Era foarte bine și foarte rău în același timp. Nu știu dacă vreodată ați trăit chestia asta, dar în momentul ăla, când tu nu mai știi ce să simți, când este foarte rău și foarte bine, s-a făcut liniște brusc. Deci brusc era singura zonă, singura chestie care putea să mă salveze, adică pentru că altfel cred că o luam razna, nu știu. Păi asta era următoarea mea întrebare, că da. Cum de n-ai luat o razna, știi? Pentru păi că n-am luat o razna, în schimb m-a afectat pe partea de sănătate, am somatizat foarte mult, mi s-au blocat mușchii foarte tare, mușchii spatelui, am niște cartofi care nu pot fi relaxați cu absolut nimic și crede-mă că fac dry needling, curent de toate felurile și galvanic și masată în continuu, deci fac cred că 3-4 masaje pe săptămână ca să fiu ok. Nu mai simțeam mâinile la un moment dat. Nu le mai simțeam, nu mai erau ale mele. Eu m-am speriat. Am zis, aoleu, după ce a fost o perioadă de dureri, după aia nu mai simțeam. Atât de dezamăgit ai fost de faptul că nu ți-au ieșit lucrurile? Nu că nu mi-au ieșit lucrurile, că m-am simțit, mi-am dat seama trauma abandonului, mi-am dat seama ce mi s-a activat. Când o persoană importantă pentru mine și pentru compania decide să plece, eu mi-am dat seama ce traume am și ce unde rapid trebuie să schimb ceva, unde nu mai am voie să mai fiu, cine nu mai am voie să mai fiu, ce fac mai departe, nu știam nimic. Eu știam doar ce ține de marketing, știam ce ține de creație și atât.
Și în punctul ăla jos în care ai fost unul dintre ele, acum hai să fim serioase, pentru că știu că tu ești un om foarte cinstit și foarte asumat, care ți-ai dus toate bătăliile astea într-o liniște, da, foarte demnă, dacă există cumva o astfel de comparație atunci când vorbim de liniște. Tu ai reușit să fii foarte demnă, indiferent de ce s-a scris, s-a vorbit, s-a speculat. Pentru că tot ce am făcut a venit dintr-o zonă în care automat eu am vrut să fie bine pentru toată lumea. Deci, n-ai cum să... Și atunci, normal, sunt oameni care te vor interpreta greșit, oameni care vor spune lucrurile altfel, va fi multă gălăgie tot timpul. Nimic nu vorbește mai tare despre tine decât lucrurile pe care tu le faci și cum le faci cu adevărat. Adică oamenii pot spune că tu faci lucruri, dar dacă se uită cineva la tine și vede ce ai realizat tu, real, și ce scoți tu pe gură, real, astea sunt lucrurile care te definesc. Mi se pare foarte nenatural, ilogic și nedrept să sari, să crezi ceva despre o persoană spusă din gura altei persoane sau insinuată de altă persoană și să nu te uiți deloc la omul ăla și să nu vrei deloc să te conectezi la el, adică tu să sari să crezi ce e mai rău despre un om pentru că îți convine și te simți tu mai bine cu tine. Este foarte trist că asta te face pe tine să te simți bine, să crezi rău despre oameni. Oamenii oricum greșesc, din asta învățăm. Oamenii vor face greșeli. Nimeni nu-ți datorează perfecțiune umană. Nimeni pe pământ. Nimeni nu s-a născut pe acest pământ și să-i se promită de undeva să semneze un contract, să pună un deget, da, că suntem bebeluși când venim, pe un contract în care lumea este perfectă și nimeni nu are voie să greșească, inclusiv tu, nici tu nu ai voie să greșești. Mm-hmm. Aici ai venit, bine ai venit. Bine ai venit într-o lume perfectă. Nu! Ne vor frânge inimi. Vom alege în funcție de ce simțim în momentul respectiv, ne întoarcem la alegerea pe care am făcut-o, mai încercăm o dată, zarurile se aruncă de multe ori în viața asta. Dar calitatea umană, tu trebuie să fii capabil să o simți, adică dacă tu ai busola stricată, nu e nimic în neregulă. Problema este că tu din busola aia vii și spui tuturor că aia e ce drumul cu aia, aia e ce trebuie. Nu-ți asumi că s-ar putea să îți lipsească niște lucruri, niște date. S-ar putea să nu ai totul corect acolo. De-aia e bine să nu judeci pe nimeni, că nu știi. Nu știi poveștile, real nu le știi. Și eu sunt genul de om care aștept să trăiesc experiența, să fac gălăgie între cei patru pereți ai mei, mă dau capul când e cazul, plâng, urlu, încep să mă refac, găsesc soluții, știu cui să cer ajutorul, încep să reconstruiesc sau să pierd, da? Dar după ce se trage concluzia, eu am povestea de povestit ca să pot să ajut cu ceva. Altfel, să mă vedeți aici disperată, cred că ar fi audiență, să plâng și aoleu, nu știu ce să fac, aoleu, ce se întâmplă, cum aș putea, uite ce pățesc, ce doar, ajutați-mă, ajutor! Și ce facem? Că ce? Te-ai simțit vreodată judecată? A, bineînțeles, dar acum, cum să zic, fiecare om are timingul lui. Adică unii sunt în faza în care judec alți oameni. Sunt pe drumul lor, nu? Mă gândesc acum la perioada dintre cele două relații ale tale. Ha. A fost un divorț? Da. Da, e mare lucru să ai curaj să divorțezi în industria asta. Există persoane nefericite care rămân căsătorite pentru că sunt persoane publice și pentru că oricât de frumos vrei să faci lucrurile, foarte puțini au reușit să facă să fie frumos. Foarte puțini. Unde, într-adevăr, acolo cred că a existat cu adevărat iubire și respect. Pentru că tu strângi mâna cu omul și crezi că o să fie ok, dar
răzbunările sunt ceva... Eu încă am creierul blocat cu lucruri care mi s-au întâmplat în perioada aia. Dar parcă sunt din altă viață, deci așa simt. Am făcut atât de multe și am un om atât de fain lângă mine, la bine și la greu, care a renunțat la absolut orice. Visul lui a devenit tot ce mă înconjoară pe mine. Adică visul lui este să reușim împreună în tot ce ne-am propus. N-a existat ceva separat. Și asta mi-am dorit întotdeauna, un om cu care să trag la aceeași căruță, un om care nu proiectează lucruri. Ionuț nu mi-a promis lucruri, Ionuț nu a proiectat, nu mi-a pus un film frumos pe care eu să-l văd și când am ajuns în punctul ăla da, m-am și răzgândit acum, nu, ce să facem? Era un film, așa e. Da, era, na, dar uite, na. Viața adică, e fel. Dar toți oamenii, să știi că toți oamenii m-au ajutat să evoluez. Chiar și oamenii care n-au vrut să evoluez, care au vrut să, nu știu, să mor fără existența lor în viața mea, să nu reușesc să fac nimic. Ai avut oameni care au încercat să te facă dependentă de ei? Da, în primul rând. Toată viața eu am avut probleme cu oamenii de care am ales să mă desprind. Adică, hai să vorbim deci despre toată asta. Viața mea, problemele care mi-au fost create, cele mai mari probleme, au fost create de oamenii pe care eu nu, cu care eu nu m-am, în care eu nu m-am mai regăsit. Nu am mai vrut să continui în acea formulă. Nu era benefic pentru mine. Nu era benefică o anumită persoană. Eu în momentul în care îmi dădeam seama că eu nu mă simt de fapt confortabil într-un loc, nu corespunde cu valorile mele morale. Gândește că atunci când ești cu un om într-o relație, omul își împărtășește planurile cu tine, visurile lui, da? Este foarte frumos momentul ăla. Ei, când se întâmplă chestia asta, oamenii încep să spună și cum vor ei să ajungă să-și îndeplinească anumite obiective. Ori aia, pentru mine, contează foarte mult. E minunat că ai un vis frumos și vrei să ajungi, să ai, să faci. Când încep să-mi spui pe ce drum vrei să o iei ca să ajungi acolo, acolo este caracterul. Și acolo m-au pierdut pe mine oamenii. Acolo nu v-ați intersectat? Nu. Pentru că dacă tu vii vreodată la mine și îmi spui, Laura, eu vreau să am podcastul meu, vreau să am emisiunea mea, da? Foarte frumos. Vreau să mă împrietenesc cu cutare, că este influent și că are putere să facă nu știu ce. Mie nu-mi place de el, dar trebuie să-l suport și să fac frumos și să râd. Că uite, o să-mi deschidă ușa aia și atunci intru pe ușa aia și acolo o găsesc pe cutărica. Mă fac drăguț în fața lui cutărica pentru că aia e puternică și e influentă. Mm-hmm. Și pentru că... Deja te-a pierdut. Nu, că după aia eu mă întreb, păi și cu mine de ce ești? Eu pe care ușă trebuie care să deschid. Care e scopul pentru care ești aici? Exact. A când ai învățat tu să fii atât de atentă la oameni? Când m-am ars, îți dai seama. M-am ars. Te arzi odată, te arzi de ori, te arzi de 3 ori, te arzi de 10 ori, te arzi, băi, cât te mai arzi. Hai să nu ne mai ardem, cum exact. Facem? Ia să vedem, de unde mă ard? Și care este rețeta care mă duce să am arsurile acestea de gradul 3 pe corp și pe suflet? Dar fii atentă, foarte multe femei cred că nu mai există viață după divorț sau și bărbații cred. Nu mai e viața aia nasoală, aia nu mai e. Că cum să divorțez? Că nu mai e, că este ceva, bănuiesc că este dureros, că orice despărțire da, e... este. Eu aveam 48 de kilograme și am divorțat frumos, prietenește, la notar. Cu zâmbet pe buze era și trecutul, da? Era bine. Deci poți să depășești un moment de genul ăsta. Poți să depășești. Dar aveți grijă. Aveți grijă pentru că puțini sunt oamenii care acceptă
că ești bine fără ei și că ești mai bine fără ei. Adică și... cumva fericirea ta de după divorț a atras invidia? Nu știu dacă invidie, dar revin la ce am spus mai devreme. Oamenii care mi-au făcut mie mult rău în viața asta sunt oamenii pe care eu am vrut să-i las în altă parte. Adică să fie departe de mine. Mm-hmm. Să nu, adică ne salutăm când ne vedem, dar nu. Nu mai există o combinație atât de intimă. Pentru că nu mă regăsesc în mentalități. Nu pot. Nu pot. Și niciodată să nu cădeți în capcana în care tot voi să vă simțiți prost pentru deciziile pe care le luați în mod corect față de persoanele care au fost nedrepte cu voi și care au fost cu un caracter pe care voi nu puteți să-l tolerați. Deci e o chestie aici în care cineva de genul ăsta te poate face să te simți, mamă, vinovată. Că... că te-ai ales. Da. Că te-ai ales. Da. Niciodată să nu vă simțiți vinovate că vă alegeți pe voi. Și vinovați, că sunt și bărbați în situații cu femei care îi țin complet nefericiți și n-au curaj să plece, că altfel dacă pleacă sunt niște tați răi, sunt niște iubiți soți răi, sunt niște au bărbați. Eșuat. Da, au eșuat. Ce ai eșuat? Ce ai eșuat? Ce înseamnă eșec? În fața cui? În fața cui? Exact. Că în fața cui ai eșuat? Nu. Din potrivă, eu cred că aș admira mai succesul mult. Este să ai curaj. Da, nu, aș admira mai mult un om, da? Care vine și spune, domnule, am încercat, a făcut tot ce am putut, am trecut prin niște etape, am depus niște eforturi, adică n-am plecat la prima bătălie, dar n-am funcționat decât să te văd că stai acolo într-un chin, știi, pentru că sunt oameni pe care îi simți, le simți nefericirea, știi? Da, dar și... nu vor să piardă, dar ce să nu pierzi, exact? Da, cine știe, vorba ta, sunt poveștile pe care câte ferestre atea povești. Exact. N-ai ce. Știi ce voiam să te întreb? Ce n-ai găsit acolo și ai acum cu Ionuț? Tot. Absolut tot. Absolut tot. Găsisem la un moment dat o proiecție, o prietenie. Ieșisem dintr-o relație după care am suferit foarte mult. După aia s-a legat o prietenie. Din prietenia aia mi s-au proiectat niște lucruri, pentru că eu, la mine era prietenie, dar din partea elaltă se voia mai mult. Eu nu mi-am dat seama. Încet, încet s-a schimbat și viziunea mea. Mi s-a schimbat. Pentru că multă lume mă întreabă, dar de ce? Că n-aveam niciodată. De ce? Azi, pentru că am găsit liniște într-un moment în care era furtună la mine. Nu eram bine, eu nu eram bine. Și când nu ești bine și vine cineva care vrea doar să-ți fie bine, nu vrea nimic pentru el. Vrea doar să fii bine tu. Tu! Să fii bine. Și chiar dacă nu simți nimic acum, vei simți. Și tu ești, voi simți? Da, vei simți, îți promit. Hai să fii bine, hai să ai timp să te... Nu va fi gelozie, nu va fi nimic care să te facă să te simți prost, că stai până la două noaptea la studio și scrii muzică și trebuie să te duci în alte orașe și să faci muzică și să construiești la tine. Și am avut timp. M-am simțit în siguranță. Siguranță. Dar nu e nimic rău. Asta e cuvântul magic. Da, dar, poate că n-a venit dintr-o... Dar a fost periculos pentru mine. Pentru că fix dintr-o zonă de siguranță, caz cel mai tare. Fix când ai intrat acolo și e doar așa, tu din momentul ăla nu are nicio idee cum să te mai salveze, că n-are din ce. Și nu ai cum să evoluezi, pentru că n-ai unde să evoluezi dacă tu ești bine. Eu sunt în siguranță. Și ce cauți în viață? Păi vreau siguranță. Păi și... De aici unde? Păi sunt în siguranță. Păi și acum ce facem?
Nici nu trebuie să fii masochist, să te pui în situații nenorocite numai ca să ai adrenalin. Nu despre asta vorbesc, atenție. Nu la siguranța asta, gen nu băga deștele în priză că te curentezi. Nu la genul ăsta de... Dar nu era nimic. Nu exista nimic, nicio artifică, nimic. Dar eu am intrat în horror, am zis, nu, că eu joc, nu, clar vine, clar, o să fie bine, o să fie bine, o să fie bine. Ce a lipsit acolo? Pentru că din exterior părea totul ok. Tu erai pe val așa cum mi-ai povestit. Aveai tot ce se poate avea din punct de vedere emisiuni, nunta ca în povești. Ce s-a întâmplat? Ce a lipsit acolo? Conexiunea. Conexiunea. Pentru că eu la un moment dat nu cred că am mai spus asta vreodată și ți-o spun ție. Eram atât de flămândă de conexiune într-un anumit fel și eu aveam un prieten înțelept care mă asculta când ajungeam lunea acasă și marțea începeam iar. Și mă întorceam duminică noapte, luni dimineață la ora 4-5 și povesteam săptămâna mea acestui prieten și începusem să mă uit la oameni, aveam evenimente și îți dai seama, se uitau oamenii la mine altfel, știi? Cunoșteam oameni, se uitau într-un fel la mine. Eu nu, la mine, se întâmpla ceva în interior. Adică eu voiam privirea aia să o am și eu către omul de lângă mine și să o aibă și el. Voiam... Vedeam cum se uită oamenii unii la alții, cum se uită îndrăgostiții, cum sunt împreună, cum se sărută, cum sunt... Și eu eram ca o piatră, eram ca o... pe working mode. Și mi-am dat seama că nu cred că așa ar trebui să fie. Și că ce trebuia să simt nu s-a întâmplat. Și că nu e corect față de nimeni. Și... dacă e să vă spun un lucru cât se poate de sincer, este că absolut tot ce se întâmpla în sufletul meu și în mintea mea, eu vorbeam. La mine nu a existat nimic să nu vorbesc. Nimic. Și la un moment dat, țin minte că am spus, când a trebuit să spun, au fost și niște chestii și niște probleme și niște certuri la un moment dat, adică, bine, mă certam mai mult singură, că încercam să găsesc explicații, mă frustra foarte tare că nu era ce trebuie. O altă chestie importantă e că eu mi-am dorit copil, trebuia să fac, am avut o perioadă în care trebuia neapărat să fac asta, dar nu era același timing de ambele părți, iarăși o nepotrivire. Acolo a fost la mine, cred că acolo s-a întipărit că ceva nu o să funcționeze, clar. Dar pentru că eu eram mai important în momentul ăla, timingul meu era mai important, pentru că eram femeie și era mai important timingul meu decât da, poate că eu vreau să mă plimb sau poate că eu vreau să fac altceva. Femeia, cel mai important, timingul ei. În fine, dați-mi minte că am spus vorbele astea. Eu tot ca să nu rănesc, ca să nu simt că am fost în com, am fost internată în spital și acum m-am făcut bine și trebuie să plec acasă. Îmi pare rău, dar trebuie să plec acasă. Ai simțit că ai ceva pe ochi, de fapt, și că nu reușești să ajungi la viața pe care tu ți-ai imaginat-o, că o poți avea cu el. Pur și simplu, exact ce am spus, simțeam. Simțeam că era clar
mai clar pentru mine că nu e locul meu acolo. Mm. Și foarte dureros să spui asta, să-ți faci curaj să spui asta, să știi că doare. Oricum o împachetezi, oricum o spui, este imposibil să nu doară. Dar este nedrept să pară că ești acolo când de fapt tu nu ești acolo, să minți doar de ce? Ca să fie celălalt ok și tu... Mm. Cum e corect, știi? Corect este adevărul, corect este sinceritatea și eu am fost foarte sinceră. Eu am spus tot ce simțeam. Și cum despărțirile nu se produc niciodată fix în momentul despărțirii, cât ai stat în gândul ăla? Mult, nu. Deci am stat, am avut câteva luni de zile în care dormeam pe la prietene, pentru că nu mai puteam să stau acolo. Pentru că eu aveam nevoie să fiu ok, să nu, adică nu puteam să duc să văd că era suferință de ambele părți, că e, na, indiferent, tot te doare. Da, normal. N-ai cum. Și când, și pentru că spui te doare și pentru că vrei să pleci te doare, nu doar că ești ăla de la care se pleacă. Deci doare oricum. Și e frică multă. Pentru că publicul nu știa, eu am mascat foarte bine lucrurile. Eu împachetam, eram împachetator expert. Acum fac asta cu cremele mele. Folosesc această abilitate, nu mai împachetez viața ca fiind... Dar cum puteai să o duci așa? Adică cum, pentru că cum poți? Nu știam. Nu știam ce pot și ce nu pot. Eu mereu am încercat să protejez. Aveam o mamă bolnavă de cancer. Eu încercam să protejez. Mama mea vedea toate interviurile, toate emisiunile, da? Devenise fanul meu numărul unu. Eu nu mințeam oamenii. În primul rând o mințeam pe mama. În primul și în primul rând cel mai important om din viața mea era mama mea. Ea nu trebuia să sufere, ea nu trebuia să vadă, să simtă, să miroasă că ceva e neregulă. Dar n-am reușit să mint oricum, că oricum simțea că e ceva neregulă. Doamne, ce sacrificiu! Și atunci oamenii au luat, că a fost falsă, că uite ce fericită părea, că se dădea, că nu știu, nu pentru voi făceam asta. Eu făceam asta pentru mama. Tot ce am făcut a fost pentru ea. Am vrut să nu sufere. Pentru că ea avea de făcut tratamente, avea de făcut o grămadă de lucruri cu boala asta necruțătoare. Și nu voiam să, nu știam cum să fac, nu știu nici chiar și cum mai pățisem chestia asta. Ai primit două lovituri în aceeași perioadă și tu jucai fericirea. Mm-hmm. Da, m-a prefăcut foarte bine și m-a ajutat cumva într-un mod dubios și pe mine, că mă uitam la mine și eram, hai mă că sunt bine, hai că sunt bine, hai, mă uitam la mine și hai mă că sunt bine, hai că mai merg, hai că sunt ok, nu, că sunt ok, uite, că mă vedeam, știi, și eram, uite că sunt ok, hai că uite, hai mă că chiar sunt ok, poate am eu acum niște stări, poate am eu. Și spui că nici acasă unde locuiai nu mai simțeai să te duci. Păi nu, pentru că spusesem cuvintele alea, știam că și trebuia să arăt că se termină, că mai spusesem, dar nu făceam nimic în privința asta. Și de la prietene mă duceam la emisiuni, același program, marți, miercuri. Și când se terminau măștile, ce făceai, Laura? Adică vreau să te întreb, unde plângeai? În baie. Între vasul de toaletă și perete. Mă băgasem acolo. Și îmi spuneam cele mai urâte cuvinte și spuneam despre mine că sunt un om rău și nerecunoscător, că mă gândesc doar la mine, că fac oamenii să sufere, că eu mă cred bună, dar de fapt nu sunt, îmi făceam foarte multe mustrări de conștiință. În tot timpul ăsta în care eu încercam să-mi revin, începuse scandal pe la televizor în care eram acuzată de ceva ce încă nu făcusem. Și ca să fie gravă situația, se creau tot felul de legături din astea de apropiere maximă, ca eu să pic cât se poate de rău în cazul în care, deci era un fel de avertisment. Mm-hmm. Și toate chestiile astea backfired, ca să spun așa, pentru că am fost atentă
într-un loc unde nu am mai fost atentă la o persoană la care nu fusesem atentă din punctul ăla de vedere. Și a fost reciproc. Și ceea ce credeam noi că, ce nu noi, că-s nedreaptă să spun noi, eu am crezut la un dat că fac vreo chestie care să fie un fel de răzbunare pentru mine, pentru că am fost acuzată pe nedrept și că probabil nu e nimic serios, probabil a fost, eu mi-am negat foarte mult ce am simțit, de aia piesa Ne împotrivim e atât de importantă în viața mea și a lui Ionuț. Pentru că la un dat s-a întâmplat așa o conexiune, o apropiere pe care eu imediat am respins-o. Am considerat că e ceva răzbunare, e ceva psihologic, ceva ce poate nu înțeleg în momentul ăla. Și ne-am apropiat foarte tare după ce s-a scris Ne împotrivim. Și ai scris-o de acolo? Din... Este scrisă de Tea Miculescu, unul dintre compozitorii mei preferați din România, căreia eu i-am povestit tot ce trăiesc la un pahar de vin la mine în living. Și ea, din toată povestea, a făcut piesa asta. Cum a văzut ea lucrurile. Eu eram în negare absolută. Mm-hmm. Dar de ce te temeai? Care era frica ta acolo? Pe cum adică, dacă era deja un scandal la televizor că eu fac niște lucruri cu un om care eu nu făceam, eu doar lucram cu el, eram doar colegi. Cred că mai mult erai furioasă. Foarte furioasă și eu îți dai seama, eu am crezut că dacă e să mă uit într-un fel la băiatul ăsta vreodată, ar fi din furie, ar fi din dorință de ceva, răzbunare, din să-mi fac dreptate într-un mod dubios. N-are cum. Și după aia când s-a întâmplat și când încep să simți și ești... Nu, n-are cum, dar n-are cum. Păi nu cum mai adică? Înțelegi nimic. Păi nu mai înțelegi nimic și te gândești... Adică să aibă toți ăia care au vrut să mă nenorocească pe mine dreptate, adică practic le dai... Da, mă, vedeți? Vedeți că am zis că așa a fost? Și am zis, nu, eu nu joc în filmul ăsta. Eu nu vreau. Este un film prost, eu nu joc în filmele astea. Da, tu îți dai seama acum că dacă tu mergeai pe filmul ăsta al tău, tu nu trăiai ce trăiești acum? Clar. A fost incredibil. Tot. Oamenii săraci sunt programați să creadă ce este mai la îndemână. Și... ceea ce se împachetează a fi victimă într-un context. Asta suntem setați să credem. Eu, după toată experiența pe care am avut-o, foarte greu îmi dau stop când văd povești în care cineva este victimă în iubire. Și victimă, dar victimă pe la televizor. Sau victimă pe... Și primul instinct al meu este vaici. N-am voie, păi am trăit degeaba toată chestia aia, ferească Dumnezeu. Adică nu crezi în suferința asta afișată așa? Există o foarte mare posibilitate să nu existe suferință doar de o singură parte, cum crede lumea. Și dacă cineva pleacă dintr-o relație, este pentru că inima nu bate acolo cum trebuie, pentru că singurul drum pe care noi mergem este acolo unde... este inima noastră, unde ne duce iubirea, unde ne duce dorința de a iubi. Nu există alt drum. Și nu există greșeală când tu alegi calea asta. Dar și măcar dacă alegi un om nepotrivit. Cum simți? Te dă jos din pat, baby. Dă cu tine de pereți, n-ai cum să scapi. Eu când m-am trezit, când mi s-au trezit sentimentele față de Ionuț, n-am avut ce să mai fac decât să mă duc în direcția aia. Adică n-am avut ce să mai fac. Nu m-a mai interesat cine și ce o să spună. Nu m-a interesat dacă mi s-ar fi distrus orice. Nu m-a mai interesat nici dacă va fi mai bine sau mai rău sau mai... Nu a existat să te uiți mai departe de atât. Nu există. Momentul în care simți ce am simțit eu în momentul ăla și știu că sunt femei care înțeleg foarte bine ce spun eu acum, mă, când ți-o ia inima și bate cum bate, când te trezește iubirea, nu ai pe unde să mai fugi. Că n-ai unde să fugi de tine. Exact. Oriunde te duci, tot cu tine ești. Și aia e. Deci asta e singurul drum. Iubirea. Iubirea, dar să fim atenți să nu închidem ochii la
la drumul ăsta care ni se deschide, știi, și la oamenii care ne fac atenți, că uite, în cazul tău. Eu cred cu desăvârșire că n-ai cum să fii orb prea mult timp și n-ai cum să nu te prinzi de lucruri prea mult timp. Nu e așa? N-ai cum. Pentru că și dacă tu nu te prinzi de niște oameni din viața ta, le ia Dumnezeu mințile un pic și se exclud singur sau și arată adevărata față. Și dacă tu crezi că, cum am stat eu, eram cu Ionuț lângă mine, eu atâta timp munceam împreună, adică și în minte o chestie foarte tare, Ionuț îmi turna, deci fiți atenți, colegialitate. Ionuț îmi turna pe periuța de dinți într-o parcare, pentru că dormisem în mașină și aveam periuță de dinți în mașină, ori trebuia să urc pe scenă, da? Și îmi turna apă pe periuța de dinți și aveam pastă de dinți și mă spălam pe dinți în parcare și îmi turna apă și eu mă spălam pe dinți și el era ăla care mă ajuta. El avea grijă să nu am o scamă ieșită, el era omul care conducea tot ce ține de infrastructura unui concert. Și avea grijă de mine ca artist să fiu în cea mai bună formă. Nu exista, adică ori un om atât de valoros, când mi-a zis că el nu mai vrea și că vrea să plece, pentru că el nu înțelege ce se întâmplă și de ce se întâmplă toate lucrurile astea la televizor și de ce, și am zis, nu știu, frate, vorbește că e trecutul tău acolo care vine să te muște, nu înțeleg care-i treaba cu mine, eu nu înțeleg care-i treaba, de ce se întâmplă asta, de unde până unde. Și au fost niște chestii foarte interesante, pentru că eu i-am spus doar atât: te rog eu frumos, nu mă abandona în perioada asta grea. Că nu este corect. Eu nu ți-am greșit ție cu absolut nimic și nu e corect. Eu n-am unde să găsesc un om atât de important pentru echipă într-un timp atât de scurt. Și nu e corect să pățesc asta. Nu pot. Nu cred că pot să duc și asta. Adică să rămân, să mi se destrame și echipa, să-mi plece unul cei mai importanți oameni care... Doamne ferește! Și am zis, te rog eu frumos. Și mă bucur foarte tare că n-a plecat. Dar toată chestia asta ne-a făcut să... Pe mine m-a făcut să nu mai vreau să dorm, că eu aveam un pat în spate în duba de concerte. Nu mai voiam să mai dorm în spate. Voiam să stau în față și să vorbesc mai mult. Mm-hmm. Înțelegi? Mm-hmm. Să-mi arăt mai mult partea umană. Pentru că eu am dormit toate drumurile astea din țară. Eu n-am văzut nimic ani de zile, pentru că eu am dormit. Eu n-am comunicat cu echipa. Aveam un pat în spate și aveam o draperie din asta din pluș groasă care făcea delimita partea cu dansatoarele și cu managementul de partea de artistă frumoasă adormită din spate. În perioada aia voiai să... Și nu vorbeam cu nimeni, nimeni nu știa din echipa mea de problemele pe care le am, pentru că odată am încercat să deschid subiectul și toată lumea era: a, nu, dar este un băiat așa de bun. Asta legat de divorțul tău? Da. E un băiat așa de bun. Și nu făcea decât să-ți înfigă un cuțit păi în da, suflet și mai tare. Păi da, pentru că da, mi-a rămas mai de viață. Că de unde știți că e băiat bun? Nu de la mine. Este băiat bun, dar ce vrei să facă? E băiat bun pentru altcineva. Adică nu-i corect să te dai premiu la nivelul ăsta. Așa, și trebuie să fii bun pentru mine. It's not fair. Știi? Mamă, cât ai avut de dus. Da. Da, a fost foarte interesant. Eu îmi doresc foarte mult toată lumea să fie bine. Mi se pare foarte nedrept să fii bine, cum sunt eu acum, uite, fac o paralelă cu ceea ce mi se întâmplă cu compania mea. E foarte bine. Am făcut cea mai mare campanie pe care mi-am imaginat eu că pot să o fac în luna martie. Toată luna am dublat comenzile de plasturi, femeile care se uită la noi știu asta, cadou. Deci orice și oricâți plasturi comanda, eu zublam acea comandă cadou din partea mea, ca ele să dea mai departe cadou toată luna martie, care pentru mine are o însemnătate fantastică. Făceam mărțișoare cu mama că n-aveam bani și dădeam la toate femeile pe care le cunoșteam și la toate fetele, dădeam mărțișoare făcute de mine și de mama mea. Și făceam asta toată luna martie. Deci faptul că am reușit să fac campania asta este un fel de mulțumesc pe care eu îl spun divinității, pentru că nu doar că mi-am salvat compania, crește cu pași extraordinar de repezi. Dar e ca și cum
eu aș fi supărată pe omul care m-a abandonat, pentru că abandonul respectiv de fapt mi-a făcut un mare bine. Deci mi-a făcut cel mai mare bine posibil. Mm-hmm. Da? În loc să fiu recunoscătoare că a plecat. Înțelegi? Mm-hmm. Valabil și în relații. Pentru că eu am pățit să mi se spună: Laura, ești o fată drăguță, dar nu ești pentru mine. Voi credeți că mie nu mi s-au dat papucii, ca zic așa? Da! Eu n-am urât niciodată omul ăla, adică ok, am suferit, că te doare, dacă îți place, te doare și orgoliu te ustură un pic, dar nu te duci să faci rău oamenilor din orgoliu și din senzația că e fericit, fericită fără mine, îi arăt eu. Deși ce-a pierdut. Tu pare așa orgolioasă, nu, dar ești mai umană decât lași să se vadă. Nu sunt, am un orgoliu pe care îl folosesc în anumite contexte, acolo unde tu vii și încerci să mă calci. Și nu știu dacă orgoliu e. Cred că orgoliu îți arăt, pentru că eu cred că e un limbaj pe care omul care vrea să facă asta îl cunoaște mai bine decât altele. Că dacă ar fi cunoscut demnitatea, dacă ar fi cunoscut alte forme de exprimare, le-ar fi dat numele corespunzător. Dar un om demn care nu se lasă călcat în picioare de o persoană, persoana aia o să-l arate cu deși să spune orgoliu, pentru că asta recunoaște, că asta e în el. Exact. Deci de aia vreau să-i zic orgoliu, că e mai la îndemâna oamenilor care practic asta mi-au făcut, știi? Mm-hmm. Au făcut să iasă ceva din mine, să trebuiască să spun, fii atent cine sunt. Hai că tu poate nu știi. Tu dacă mă enervezi pe mine, tu te aștepți la reacția asta, dar tu vei primi asta. Tu dacă îmi faci asta rău, tu crezi că vei obține asta de la mine și se va întâmpla asta și eu voi veni și o să zic și o să sar și o să mă rog de tine și o să... Dar tu vei obține asta. Eu să-i spune pa, mulțumesc frumos. E orgoliu că spun mulțumesc frumos? Nu știu ce să zic. Super putere. Când ai învățat să spui nu? Oh, recent. Recent. Când mi-am dat seama că nu e degeaba pe pământ acest cuvânt. Iată. Și că nu îți este dușman în anumite contexte și prieten în altele. La fel cu oricine și orice. Cel mai rău om pe care tu l-ai cunoscut vreodată este un mare benefic pentru cineva, sunt convinsă. Și eu la fel. Nimic nu este degeaba. Exact. Și nimeni nu este degeaba. Și chiar suntem personaje negative în unele povești și personaje pozitive în altele, pentru că orice ai face tu pe pământul ăsta, nu scapi fără să treci prin toate etapele. Mm-hmm. O viață ca gâsca prin apă, nu cred că m-am înscris la asta când am venit aici. N-ai nu cred completat că am semnat, n-am completat, n-am bifat gâsca prin apă, n-am completat găsuța aia. Nu. Nu, chiar n-ai bifat asta, dar... Uite, vezi că mi se deblochează o amintire acum pe care o am cu tine. Aveai un moment al tău de maximă forță când cântai You Better Stop! Da-da. Sam Brown. Exact. You better stop. Băi, dar tu nu te-ai oprit nicio secundă în viața ta. Dar nicio secundă. Nu știu, nu cred că am avut de ales. Nu cred că am avut de ales. N-am cunoscut prinți pe plajă la apus de soară. Nu am cunoscut oameni care să intre așa în viața mea când totul e bine și frumos și să facă să fie mai bine și mai frumos. Nu am avut de ales. N-am avut de ales să fiu altfel decât sunt, adică doar mai rău. Adică am avut de ales, multe alegeri au fost între bani și și suflet. Și demnitate, multe, 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 multe. Cele mai multe. Și am înțeles că sunt lucruri care nu ar trebui să aibă preț, pentru că în momentul în care pui un preț pe ceva, nu mai are valoarea pe care ar trebui să o aibă. Sunt lucruri care nu ar trebui să fie de vânzare. Și eu mi-am văzut de coloana mea vertebrală și am zis ok,
ce nu am de vânzare eu? Pentru că să mă duc să le spun oamenilor, de ce? De ce faci asta? Asta nu trebuie făcută. De ce faci asta? Că nu e corect, că nu e. Deci stau să ce? Am citit o chestie care mi-a făcut un mare bine. Vine un tip la psiholog și îi spune psihologului, nu pot să cred că mi-a făcut asta, că eu nu meritam, că nu înțeleg să-mi facă cineva atât de mult rău, un om căruia i-am făcut atât de mult bine, cum e posibil să-mi fac asta, că eu nu meritam asta și vreau să știe chestia asta. Și psihologul îi spune, fii atent, ești într-o junglă frumoasă, luxuriantă. Da? Și cum stai tu așa frumos și te mângâie palmierii pe la nas și briza? Vine un șarpe colorat, frumos, și te mușcă de picior. Tu ai două variante în momentul ăla. Fugi să-ți iei primul ajutor sau te duci după șarpe, fugărești șarpele, prinzi șarpele și explici șarpelui cum că tu nu meritai să te muște. Mm-hmm. Mamă, deci eu când am văzut asta era oh, wow! Oh, wow, de câte ori am fugit după șarpe să explic. Toată viața mea. Eu trebuia să mă fac de asta, mă. Prinzător de șerpi. Cum se numește? Of, Doamne. Singer de șerpi sau cum? Deci ai avut și tu faza asta. Te rog, eu lasă-mă să-ți explic ce om bun sunt. Da. Nu! Nu! Nu se explică bunătatea. Nu se explică nimic. Nu explici nici dacă ești șarpele. Nu explici nici dacă ești leoaica, nu explici nimic. Dar dă-ți seama cine ești odată. Cine ești? Cine-ți place să fii? Că ai trecut, toți am trecut prin mai multe variante. Toți am trecut, am experimentat probabil și partea aia și partea aia și partea aia. Ok, acum sunt la vârsta la care pot să îmi dau seama, unii mai repede, alții mai târziu. Mă, cine-mi place să fiu? Unde se simte sufletul meu acasă? Exact. Când sunt cine? Și gata. Și acolo începe să se așeze și să se facă liniște. Și da, e foarte simplu. E foarte simplu să faci numai ce vrei tu, numai... Nu e neapărat indicat. Câteodată ce vrei tu se educă. Dar trebuie să vrei, să înțelegi ce vrei. Aia și, trebuie uite, să înțelegi. Am citit o chestie care m-a făcut să mă gândesc. Măi, poate nu există free will, dar poate există free want. Adică poate n-am libertatea de a vrea cu adevărat ceva, de a cere ceva. Dar am oricând libertatea să nu vreau ceva ăla, știi? Și e un exercițiu foarte bun, pentru că dacă nu știi cine vrei să fii cu adevărat, poți începe prin ce nu vrei să devii, ce nu vrei să fii, ce nu vrei ca oamenii să simtă în legătură cu tine. Și asta, exact ce spuneai tu, face un pic de curățenie. Da, clar. E important. Dacă nu știi ce vrei și e complicat, pentru că poate sunt prea multe, hai să știi ce nu vrei. Exact. Și te ajută. Mm-hmm. De asta există un scop pentru negație, există un scop pentru acest nu. Pe care, iată, l-ai învățat târziu. Da, mai ales anul ăsta. Deci eu am zis nu unei sume consistente de bani ca să apar într-un proiect. Eu dacă ziceam da, eu nu puteam să fac tot ce am făcut pentru compania mea. Nu puteam. Există multe ispite pe lumea asta. Dar e foarte important să știi cine ești. Foarte important și să știi cine ești și ce vrei și de ce faci un lucru. De ce fac un lucru? Ca să fiu cine? Mă ajută acum chestia asta și pot ajuta mai departe? Dar sunt niște chestii, eu mi-am ascuțit instinctele un pic. Și nu era o capcană din partea oamenilor care mi-au propus atenție. Dar în povestea mea ar fi fost o capcană, pentru că era o chestie care eu trebuia să mă dedic 120%. Și ce mi s-a întâmplat mie cu compania care a venit de nicăieri, da? Altele erau planurile și altceva s-a întâmplat. Și acolo era nevoie de mine 200%. Ori să fac același lucru
cu aceeași dedicare, era imposibil. Deci pe mine m-a salvat ceva, că eu nu înțeleg, eu n-am înțeles, eu mă întrebam după aia, măi, de ce am făcut asta? Că doar puteam să fac proiectul, pentru că eram perioada asta mai moartă de început de an. Eu oricum trebuia să fiu în Bali. N-am plecat în Bali. Nu știu de ce. Știu de ce. Mi-am cumpărat teren. Da, gata. Și am zis, ok, hai să avem, s-au schimbat prioritățile. Bun. A fost un semn divin ăla pentru mine. Tot ce s-a întâmplat cu terenul. Mi-a dat Dumnezeu dublu față de ce am cerut. Că a fost trimis de acolo de sus. Da. Da, plus că a fost a unui preot care era compozitor de muzică bisericească, adică multe. Prea multe. Datele, nu. Deci ceva foarte ciudat. Vorbesc serios? Da, da. Nu vreau să... Mi-e frică să vorbesc câteodată anumite lucruri. Și de ce? Sunt oameni care nu sunt pregătiți să le audă. Și nu vreau nici să par dubioasă, irațională. Sunt și foarte rațională. Dar nu pot să nu văd niște lucruri când se întâmplă. Adică n-ai cum. Mm-hmm. Niște coincidențe care nu sunt coincidențe, frate. Câte coincidențe? Ca ce coincidențe? Nu, viața ne arată tot timpul stați semne. Stați puțin, da. Dar... Hai să fiți deschiși să și vedeți niște lucruri dacă vreți să le vedeți. Că dacă nu vrei să vezi ceva, stai cu ochii închiși și nu o să vezi niciodată nimic. Adică e simplu. Nu cred că rațiunea exclude partea asta mai spirituală și nici invers. Când o să le unim așa cum ar trebui să trăim în armonie cu toatele, că de-aia le avem pe toate, atunci o să fie perfect. Ne împăcăm vreodată cu pierderea părinților? Nu. Dar ce ne alină? Ce ne poate alina? Nimic. Absolut nimic. Gândul poate că într-o zi o să ne revedem și că, de fapt, într-un romantism foarte macabru, e frumos că suntem muritori. Și... o să ne schimbăm doar percepția asupra morții. Și în momentul în care se schimbă percepția, se schimbă un pic lucrurile, dar dorul tot acolo e. N-ai ce să-i faci. Și dorul este unul dintre cei mai mari profesori pe care trebuie să-i ascultăm și să îi acceptăm și asta e, trebuie să... pur și simplu să învățăm să trăim cu niște dureri care trebuie să ne fie profesori buni, să ne sfințească, că te pot și strica foarte mult. Dacă intri în orgoliu și spui că tu nu meritai asta și nu ești deloc din zona aia, dar cine ești tu să nu meriți, să-ți moară părinții? Cine ești tu? Cam cât de orgolios și egoist și inuman trebuie să fii. Și nu vrei să fii omul ăla. Și atunci începi încet, încet să te duci în arta de a duce durerea demn, dorurile, toate lacrimile, toate astea. Și conexiunea umană care se creează în momentul în care îți asumi toate stările astea, conexiunea umană care se creează între tine și toată lumea cu care vei intra în contact, va avea altă greutate, altă putere. Va fi altfel. Ce faci când îți e cel mai dor de ea? Vorbesc cu ea. Îi mulțumesc. Intru în recunoștință. Și știu că e aici. Mă doare un singur lucru pe lângă toate celelalte. Nu mă duc la mormânt suficient de des, adică aproape că evit să fac asta, nu știu de ce. Nu pot să... vorbesc cu o bucată de pământ, adică nu pot, nu am nevoie de momentul ăla, știi? Mă irită, nu reușesc. Nu mă hotărăsc la cum ar trebui să arate mormântul ăla.
ar fi trebuit să fac niște lucruri, da? Ar trebui plătesc pe cineva să aibă grijă de el, dar nu reușesc să mă decid la ce construcție vreau să fie acolo, la cum vreau să fie acolo. Vreau să stea acolo, vreau să o mut în altă parte, adică sunt foarte... Îmi mut atenția de la chestia asta foarte mult, îmi mut atenția. Nu reușesc și mă împiedic, îmi găsesc tot felul de chestii care, de care să mă împiedic, că altfel nu pot să le numesc, sunt convinsă că fac asta undeva o intenție neintenționată, știi? Dar evit, nu-mi face neapărat bine. Când mă duc acolo, sunt exact în momentul în care am văzut cum se întâmplă momentul ăla, când, în care eram prins între viață și moarte. Deci am avut un gol de energie, o bulă, în care nu înțelegeam dacă trăiesc sau dacă nu trăiesc sau... Era într-un vid. Eram într-un vid. Nu vine să cred încă că am trăit chestia aia și că nu mi-a zis nimeni. Cât de rău poate fi și chiar dacă era bolnavă și cumva, nu știu, o să sune ciudat ce zic acum, cinic, dar atunci când cineva are cancer, cumva de un deceniu, te gândești că poate ești pregătit vreodată să nu există. Îmi pare rău, nu vreau să vă fac să plângeți. O văd prin sediu firmei mele, în halatul ei de farmacie, cum îmi spune cum să aranjez cremele și mă pune la treabă și îmi spune ce să fac, așa simt că ceva mă... E singurul moment în care pur și simplu simt că sunt acolo cu ea. Și vreau să iasă chestia asta și... Pentru că undeva în lumea asta a existat o femeie care și-a crescut singură doi copii și a făcut-o foarte bine. Și eu vreau să arăt asta. Și să aibă curaj femeile, să aibă curaj să plece dintr-o viață care nu sunt fericite, indiferent cât de bun pare omul ăla, indiferent cât de judecate s-ar simți. Și bărbații la fel, dacă sunteți în relații nepotrivite, indiferent câți copii aveți, dacă sunteți nefericiți, nu trăiți în nefericire, pentru că e păcat. E păcat. Dacă nu se poate îndrepta ceva, strângeți mâna, rămâneți prieteni și găsiți-vă iubirea. Că am clipit de 20 de ori și au trecut 20 de ani. Și suntem muritori și e frumos că suntem muritori. Suntem trecători ca să putem să respectăm timpul mai mult. Nu știu de ce se întâmplă, dar sigur e un scop și sigur e ceva bun. Și sunați-vă părinții, spuneți că iubiți. Nu mă așteptam să ajungem aici. Nici eu. Dar îți mulțumesc mult de tot pentru lecțiile astea pe care le-ai împărtășit cu noi. Cu mare drag, sper să vă folosească și să fiți mai precoce ca mine, ca să zic așa, să le folosiți mai din timp, să le folosiți mai repede. Mai repede. Vă-ți mulțumesc, Laura. Cu mare drag, Emma. Nu știu ce să zic, sunt un pic fără cuvinte, am amintiri din
de pe faleza noastră, cu visurile noastre pe care le împărtășeam. Am amintiri din drumul de acolo și până aici și dăm voie să-ți spun ce am citit înainte să te sun, să te invit la o astfel de discuție. Ceva ce m-a dus cu gândul la tine. Face parte din cartea scrisă de Alexandra Zvet, Să mă întorc acasă, sau Floarea din asfalt, nu mai știu exact, dar am citit așa: Fă, Doamne, din suferința mea pod de aur, pod înalt. Și nu știu cum, la câteva momente distanță, mi-a apărut undeva și am zis, vreau să am discuția asta cu Laura, cu Laura mea din Galați. Îți mulțumesc tare mult și te îmbrățișez cu sufletul și spune-mi, ești fericită? Da. Îi mulțumesc lui Dumnezeu și tuturor oamenilor cu care m-am intersectat în viața asta. E tare bine să simți că trăiești cu de toate. Așa să rămâi. Dacă patinez, o să avem niște povești interesante după, promit. Și un spațiu oricând. Da. Dar hai să construim podurile alea. Exact, pentru că tu asta ai făcut. Pe tine suferința nu te-a făcut să privești oamenii cu indiferență sau cu răutate, ci dimpotrivă. Îi înțelegi mult mai bine acum. Cel puțin așa se vede și nu numai de la mine. Mulțumesc. Mulțumesc și eu. Zooniverse Podcasts.